Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi suntem la George și ne uităm la George cum își cheltuie gemurile. Este un episod despre cum George pierde gemurile. Glumim, asta este poanta de pe Trovo. Nu, aici George investește în contul lui și pe lângă faptul că avem skin-ul ăsta blană pe care l-ați văzut cu un episod anterior. Dacă nu l-ați văzut, neapărat să verificați pe canalul meu că o să-l găsiți acolo să vedeți cum e. Aici nu vi-l arăt, aici vă arăt alte skin-uri. Dați un like, un share, un subscribe să vadă și prietenii voștri, pentru că pe episodul de astăzi o să iau 3 skin-uri foarte șmechere, dar sunt și reduse. Așadar, începem cu primul skin, feblețea mea. Îmi place foarte mult El Rey Primo și astăzi a decis George, Pepe George al nostru, știți, să-și cumpere skin-ul, mai ales că uitați-vă ce reducere fabuloasă de la 149 de gemuri. Efectiv, insane. E super tare, așa că o să-l iau. 2, 3 și... start. Și o să întrebe Houdini, dar unde e unul, Foxy? Unde e unul în combinația asta? Nu e niciun unul în combinația asta, e 2, 3 și... Am înțeles. Ia uitați-vă ce mișto e. Regele. E fain, pui, pe bune, deci skin-ul ăsta atât de mult îmi place când îl văd la voi. Îmi place foarte mult. Acum trebuie să-l găsesc și pe El Primo ca să pun skin-ul. Nu știu, mă distrage așa că toate sunt galbene la tine aici și... Bun. Ia uitați ce mișto este, efectiv. Ia uite-mă ce figuri are pe el, El Primo. Așa? Figurant rău. Are multe figuri, poți. Se flexează rău skin-ul ăsta. E foarte fain. Cu ăsta poți să participi la Bravo Ice Skin, că nu l-au toți. Cu ăsta și cu nou tău skin pe 8-bit, care l-ați văzut deja că era pe ecran aici. Bun. Hai să vedem ce mai luăm, pentru că nu ne oprim. Mai luăm încă 7 skin-uri. Și acum inima lui Bebe George. 7 skin-uri. Gemurile mele. Gemurile mele. Nu, mai luăm încă 2. O să luăm... skin-ul acesta, Rock Mortis, care e skin din ăsta de flexat. Abonații noștri drăguși și scumpi și vulpițele și vulpișorii au o plăcere să se flexeze cu anumite skin-uri, printre care și acesta. Așa că deja Bebe George are 3 skin-uri de flexat. Are cel pe Ray, adică pe El Primo. Are acela pe AB, care, nu știu, puțini au skin-ul ăla dacă... foarte puțin. Și mai am și pe ăsta cu care se flexează curând. Stai să vedem, să ne flexăm și noi aici pe ecran. Mamă, nebunie, nu? Cu atâtea flexuri aici. Asta este un episod despre cum să te flexezi cu anumite skin-uri. Acum îl căutăm pe Mortis, să-l vedem și pe el. Bun, perfect. Ia uite, mă! Skin-uri de skin-uri pe Mortis. Așa. Frumos rău. Frumos rău, n-ai ce să zici. Skin de flexat. Bun de Bravo Ice Skin. Așa, hai să mai vedem. Că v-am zis că mai am încă unul. Ultimul de pe lista noastră este DJ Frank. Cine-și dorește un DJ la casa lui? Bebe George. Așa că luăm că este și super redus. Super fain. Acum, întrebarea întrebătoare. Cu care să mă joc prima dată? Adică avem atâtea variante. Hai să-l punem și pe acesta pe ecran. O să mă joc cu toate pe rând. Nu mai stau de fapt să mă gândesc prea mult la treaba asta. O să mă joc cu toate pe rând. Deci nu uitați să dați un like aici ca să mă susțineți să mai cumpăr și pe alte episoade skin-uri din acestea senzaționale. Să dați un subscribe ca să vedeți toate episoadele mele, că eu postez în fiecare zi aici pentru voi. Prima dată am zis că vreau să mă joc cu skin-ul ăsta. El Primo! Bă, ce mișto, ui!
Ia să opresc muzica ca să auzim cum face el așa ca nebunat cu primejuri, cum se flexează. Așa. Nu, la ce să mă șoc? Acum întrebare întrebătoare. Adică ne mai jucăm pe hărți astea de... Vai de capul lor. Hai să vedem ce nimerim la candidații zilei. Da. Ah. Ah, repede, bacă. Ah, nu. M-am teleportat din greșeală. Stai. Să mă întorc. Câștigăm. Yay! Super easy a fost treaba asta. Super easy. N-am apucat să-l vedem foarte mult din El Primo, dar o dat bine acolo la safe, așa. Frumusețe ce ești. Băi, fain. Hai să-l vedem pe următorul. Următorul este cel pe Mortis, care vreau să-l testez. L-aș testa mai degrab la... Nu, la Bounty, dat-o pe hărți din astea de comunitate. Hai să vedem cum merge aici. Ok, nu știu unde-i Piper. Ok. Aaaa, bostat. Teșe. Trebuie să exersăm cu mortinelul. Trebuie să vedem pe unde ar fi acești. Aaaa, nu am apucat să-mi dau gadget-ul. Vreau să-mi dau gadget-ul. No, mă sper search. E greu să apăs și click-ul și să dau și pe alta. Într-un final mi-a ieșit ceva. Mi-am dat acolo ultimata. Trebuie să-i prindem, bro. N-am reușit. Trebuie să mă duc așa prin bușuri, poate reușești ceva. Ultimată nu prind și eu pe ei. Faza e că nici nu mi s-o mai făcut. Acum, n-am prins ultimata. Na bine, cu Mortis trebuie să joc, gen. Și eu cum mă joc toată ziua cu el, adică deloc. Așa. Nu prea merge treaba. Na, nu mai am nici atac, nu știu. Nu-mi iese schema. Schema 16, ia să mă duc pe aici. În secunde. Na, nu știu, Shelly te așteaptă, îți dă direct bucata, efectiv nu poți să faci nimic. Dar de skin, n-ai ce să zici, e minunat. Bun. Hai să vedem și cu Frank. E minunat skin-ul. Frank, unde ești? Tot Mortis mă caută. Aici este. Aici este perfect. Tot Bounty. Nu știu. Hai tot pe Bounty, da. Este destul de aiurea hărțile astea. Ia uite, sunt cu Horace Bone, echipă. Mi-a stricat ultimata, bro. Bate-ți-l că mi-a stricat ultimata. Mau, ce muzică bagă DJ Frank. Eu am crezut că mi-a început mie, bro, piesă pe aici. Și apoi mi-am dat seama că era DJ Frank în combinația asta. Ce muzică bagă, mă. Ce tare.
E, nu merge așa să mă duc singură. Dar fac așa o muzică. E tot pe muzică DJ Franco. Bă, ăsta unde s-a dus? Până în Danemarca. Mi-a stricat ultimata, bro. Ok, 19-25. Hai că de data asta câștigă. Deși un pic am... Mă, iar s-a dus ăsta până în... No. Cum e posibil, bă, să pierzi așa la o secundă? Incredibil, dar adevărat. Mai vreau o dată cu Frank, nu se poate și la o secundă. Hai, încă o dată să vedem. Bă, Bibi! Nebunatică, Bibi! Mă, ce muzică bagă, deci mi se pare foarte tare. N-am prins pe nimeni aici? N-am prins. Party People cu DJ Frank. Dați-i, acum, dați-i, ăștia din echipa mea ce faceți? De ce nu dați? Așa. Bun, alta treabă. Mai vii de acasă. E, bine. Bun. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un mare like. Și eu zic că toate skinurile astea sunt super șmechere. Să-mi scrieți părerea voastră în comentarii. Să aveți o zi frumoasă ca și voi. Pa, pa!